pacea Domnului, scumpă biserică. Haideți să ne sculăm pe picioare și înainte ca să lăudăm pe Domnul cu cântare, vă să citesc un psalm care ne va îndemna să facem exact acest lucru. Psalmul 113 ne spune astfel: lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile. Slava lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai marii poporului său. El dă o casă cele ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul! Haideți împreună să lăudăm pe Dumnezeu! Pace scumpilor, pace dragilor, pace frumoșilor. Mulțumim Domnului pentru aceste vremuri de har în care El încă ne-a lăsat ca să Îl slujim pe El și să strângem un rod bogat pentru împărăția Sa. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru acest dar, acest har și această posibilitate ca să strângem un rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Doamne Tată care ești în ceruri, venim cu recunoștință în această zi de închinare, ziua care Tu ai lăsat-o aici pe pământ pentru ca copiii Tăi să o închine Ție. Să-Ți mulțumim pentru sănătatea care o păstrezi, pentru posibilitatea ca să ne închinăm în prezența Ta, în casa Ta, împreună cu copiii Tăi, pentru posibilitatea ca să ne închinăm cu darurile noastre, cu cântări, cu rugăciuni, să ascultăm cuvântul Tău și să luăm aminte la tot ceea ce ne înveți Tu. Mulțumim pentru ușile deschise care le avem de a duce vestea Evangheliei celor din jurul nostru. Mulțumim pentru toți liderii, toți păstorii, pentru toate echipele care lucrează la înaintarea Evangheliei. Mulțumim pentru că ne porți de grijă zi de zi și nu ducem lipsă de nimic. Doamne, cel mai mult îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care este Duh și viață și pentru promisiunile care le găsim în cuvântul Tău și care prin credință ne aduce adevărata pace și alenare. Te rugăm în continuare să ne binecuvântezi cu inimi pline de recunoștință, cu un pământ bun în care sămânța Ta care va fi semănată astăzi să aducă mult rod pentru împărăția Ta. Amin. Presus de orice înțelepciune, mai presus de tot ce e bogat, mai presus de orice strălucire, cu credință Tu ne-ai îmbrăcat. Mai presus de orice înțelepciune, mai presus de tot ce e bogat, mai presus de orice strălucire, cu credință Tu ne-ai îmbrăcat. Doamne, meriți toată lauda, în sfințenie locuiești, și cu brațele deschise orice păcătos primești. Ne îmbraci cu haine albe și un loc ne-ai pregătit cu iubirea Ta măreață. Cine-i copleșit, Doamne, meriți toată lauda, în sfințenie locuiești, și cu brațele deschise orice păcătos primești. Ne îmbraci cu haine albe și un loc ne-ai pregătit cu iubirea Ta măreață. Cine-i copleșit? Cu cântări de mulțumiri venim azi, îți aducem inima în dar. Legământul Tău rămâne veșnic și cuvântul Tău ne este un far. Cu cântări de mulțumiri venim azi, îți aducem inima în dar. Legământul Tău rămâne veșnic și cuvântul Tău ne este un far. Doamne, meriți toată lauda, în sfințenie locuiești, și cu brațele deschise orice păcătos primești. Ne îmbraci cu haine albe și un loc ne pregătim Ta măreață, pe vecine-i copleșit. Doamne, meriți toată lauda, în sfințenie locuiești, și cu brațele deschise orice păcătos primești. Ne îmbraci cu haine albe și un loc ne-ai pregătit iubirea Ta măreață, pe vecine copleșit.
Cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stâncă inimii mele și partea mea de moștenire. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de tine, Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povățuiesc toate lucrările tale, ca să povestesc toate lucrările tale. Locurile. Săptămâna trecută, poate unii din voi cunoașteți, am predat un curs, un seminar în cadrul Institutului Precept din Europa, se numește Precept Leader Academy, deci este un
o sesiune specială pentru liderii din Europa și am studiat cu ei cursul Într-o zi mă voi căsători. Deci este un curs pentru adolescenți, pentru tineri și ne bucurăm pentru studenții care au fost din mai multe țări, din Serbia, din Polonia, Slovacia și din Germania, studenți care au participat la această sesiune. Și mulțumim Domnului pentru felul frumos cum cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimile lor și planurile, dorința lor de a sluji tinerilor și adolescenților predând acest curs. În Europa acum foarte greu se lucrează cu liderii, foarte greu este să-i motivezi să participe la seminare, la pregătire și chiar anul acesta în Slovacia, în Slovenia, la Institutul Biblic sau Teologic, Seminarul Teologic, nu s-a înscris niciun student din cauza crizei, din cauza pandemiei și situației din întreaga Europa, oamenii, nici chiar cei credincioși, nu mai văd valoare sau importanța de a trece, de a se pregăti pentru slujire. Așa că îi mulțumim pentru grupul mai restrâns așa care am avut, dar au făcut planuri mari. Vor preda în bisericile lor, la grupele de adolescenți, de tineri și să ne rugăm în continuare pentru dorința lor de a le sluji tinerilor. De asemenea, am avut ieri a fost și un seminar la Strășeni și despre acest seminar ne va povesti Alexandru Dermengii și îl invităm pe el în față ca să ne povestească despre care a fost tema și ce a învățat el acolo la acest seminar. Pacea Domnului! Da, frații noștri de la Biserica din Strășeni au organizat ieri un seminar cu tema responsabilitățile soțului și a unui tată. Am văzut din perspectiva biblică cum Dumnezeu a definit soțul și care sunt responsabilitățile soțului, unui soț și unui tată. Am făcut un studiu, am anunțit la aceste subiecte și sunt niște subiecte foarte actuale într-o societate în care unii bărbați nu mai știu ce rol, ce presupune a fi un tată, a fi un soț. Alții, chiar dacă știu, ignoră acestea și își lasă responsabilitățile pe mâna soției. Deci tema este actuală, folositoare pentru bărbații din ziua de astăzi și mulțumim pastorului Adrian Blăjinski pentru acest seminar. Mulțumesc! Da, mulțumim și ne bucurăm că ai participat și tu acolo și încurajez de fiecare dată când este posibilitatea să participăm la diferite seminare, să mergem împreună și să ne bucurăm așa de părtășia care putem să o avem acolo. Vreau să-l invit și pe Paul. El ne va povesti tot ce a făcut ieri. Mai multe detalii ne va spune el. Pacea Domnului tuturor! Deci, să vă spun ce a fost ieri. Ieri, noi cu tineretul am organizat, deja pentru a doua întâlnire, am un timp sâmbătă, două ori, în care facem o lucrare cu volei. Și, deci, asta a fost o lucrare care noi am început-o cu tot tineretul și, cum spune în Biblie și cum fiecare creștin a fost dat responsabilitatea de a vesti Evanghelia până la marginile pământului, vrem și noi, cu tinerii din biserică, să facem acest lucru prin lucrarea cu volei. Și scopul acestei lucrări este de evangelizare. Noi ne adunăm în fiecare sâmbătă la Liceul Universul, care este aici, la Telecentru aproape, între orele 10 și 12,
Și întâlnirile noastre încep cu un cuvânt scurt. La prima noastră întâlnire, la care am avut aproximativ 30 de oameni care au venit și ne bucurăm, a vorbit pastorul Artur Boicu. Și ieri, la a noastră a doua întâlnire, am avut aproximativ 20-22 de persoane care au venit și a vorbit liderul nostru, David Filat. Ne rugăm ca Dumnezeu să poată să ne ajute cu lucrarea aceasta, este de abia început, să ne ajute să ne dea înțelepciune cum să organizăm mai bine, cum să evangelizăm și ca tinerii noștri să poată să invite colegi, prieteni, să poată să vină și cât mai mult tineri să afle de Dumnezeu, să pocăiască, să vină la tineret și la biserică. Și de asemenea, vă invităm pe oricine care sunteți liberi sâmbătă dimineață, între orele 10 și 12, să vă alăturați și nouă și o să fim foarte bucuroși să vă avem împreună cu noi. Aceasta a fost tot. Mulțumesc! Da, mulțumim că sunteți activi și vă gândiți cum să ajungeți chiar și prin sport, printr-un timp așa de relaxare, să ajungeți și cu Cuvântul lui Dumnezeu la oameni. Domnul să vă binecuvânteze și în continuare. De asemenea, în mijlocul nostru avem niște oaspeți și fratele Ibrahim o să ne spună mărturia lui de pocăință, așa că îl invităm aici în față ca să ne spună cum l-a cunoscut pe Domnul. Приветствую, братья, любовь Господа Иисуса Христа. Я очень благодарен Господу, что за это возможность вместе с вами быть, говорить о славе Божьей. То, что делает наш Господь. То, что реально Господь делает в нашей жизни. Он сегодня, как Слово Божье написано, вчера, сегодня, во веки Он тот же. Аминь. Помолюсь, прежде чем говорить, святился. Господь, я благодарю Тебя за это возможность, Господь, стоять перед народом Твоим. Говорит о Слове Твоем, которое оно и есть истина, которое, Господь, оно меняет жизни людей. Господь, когда однажды Ты, Господь, это Слово я услышал, и Ты пришел в моей жизни, и, Господь, Ты начал менять меня, и до сегодняшнего дня, Господь, это Ты ведешь в своей славе, Господь, мы благодарим Тебя. И, Боже, Господь, благослови сегодняшний, это Дух Святой, веди, Господь, нас, мы все слава воздаем Тебе и молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Амин. Слава Богу. Меня зовут Ибрагим, по паспорту Измаил. Почему так получилось, что нас имя дали Ибрагим? Когда я пришел в церковь, пастор, когда я прошел водное крещение, пастор мне сказал, хорошо было бы твое имя поменять. Я говорю, вы все имена меняете? Он говорит, нет. Но до этого времени, я думаю, мусульмане, они хвалятся имя Измаилом, да? И он говорит, что хорошо было бы твое имя дать Ибрагим, пусть хвалятся христиане. Ну, тогда я не очень понимал, но я понимал одно, что раз это так думают, я принял веру, пришел домой, отцу сказал, отец, сегодняшний день мое имя Ибрагим. Это было мне 25 лет тогда. Все, слава Богу, просто Бог с того времени просто начал вести меня. Я женат, у меня пятеро детей, два внука, и я из Таджикистана, служу пастор церкви. Но немножко хочу свидетельствовать, как я пришел к Богу, как принял Иисуса Христа. До этого времени я был научен исламом, я был противник, против других религий. Я считал себя правильным верующим, правильным человеком перед Богом. Но потом, когда уверовали в Иисуса Христа, Бог начал менять мою жизнь. Как написано, да, познаете истину, истина делает вас свободным. До этого времени мое мировоззрение, я во многом мое понимание было другое, был против. Но Господь начал чудесным образом менять меня. Но как я уверовал? Я до этого много раз услышал одного проповедника, который мне сказал, что Иисус есть Спаситель, есть Господь. Но я говорил, не может быть он Иисус Господином или Богом и Спасителем. Он пророк, он не может быть. Но это было мое понимание ислама, понимаете, да?
Noi до это время моё понимание было, что он не может быть Богом. Но этот человек, мы в течение года, мы когда с ним беседовали, я хотел его вернуть в ислам, но, конечно, он хотел меня вернуть в христианство. И вот так у нас был спор в течение года. Каждый месяц, два раза, четыре раза мы встречались, и мы друг другу говорили, объясняли. Но он очень много раз, при каждой встрече он говорил: знаешь, Ибрагим, Иисус есть Спаситель, Иисус есть Господь. Вот эти слова, которые сказаны Словом Божьим, но однажды, когда я шел на работу, я услышал голос Божий. И вы слышите мой голос, но вы меня видите. Но я услышал голос, я не видел. Но он вот так сказал: Ибрагим, 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 почему ты не принимаешь меня как Господа своего и как Спасителя своего? Я сказал: наверное, ты Христос. И христиане обмануты, тебя называют Богом, но ты наилучший пророк, но ты не можешь быть Богом. Тогда он сказал: ты веришь, что есть Бог, ты веришь, что есть Творец, однажды ты с ним встретишься. Что ты для него сделал? Ну, в то время я был мусульманином, я день пять раз молился. Я сказал, я молился. Он тогда сказал: говори молитву свою, я некоторые места я тебе останавливаю, и каждый раз задаю тебе вопрос, ты отвечай мне. Мусульмане, они могут со стороны Запад. Он сказал: ну, Запад, эта сторона, или это, ну, давай выберем еще вот эту сторону. Ну, сказал, мусульмане, когда они стоят на молитве, они в сторону Запада молятся. Тогда он сказал: остановись. Я тебе задаю вопрос. Дом больше, или может быть это кафедра, или стол дом, внутри дома? Я говорю: конечно, дом больше. Тогда он сказал: все планеты, которые созданы на это, и Земля есть тоже планета, но они, как эта кафедра, но дом, сказал, это я, Бог сказал. До этого времени я понимал, что Бог великий, всемогущий, вездесущий. Но тогда пришел такое понимание: Он везде. Тогда он сказал: ты почему эту сторону не молишься, эту сторону не молишься, эту сторону не молишься, если я везде. Вот тогда я задумался о своей вере. Я понял, что в моей вере я верю в Бога, но как на основании, которое я строю свою веру, оно не крепкое. Что-то есть неправдой. Вот тогда он сказал: продолжай. А мусульмане, они верят, что в сторону Запада есть дом. Тогда он сказал: почему ты как сам мусульманин других говоришь, что они, когда перед ними стоит какая-то статуя, ты говоришь, они идолопоклонники. А слово, которое ты говоришь, что поклоняешься Запад, и ты называешь своими устами там дом. А кто построил этот дом? Какая разница между идолопоклонником и между тобой? Ты знаешь, что этот голос сказал, был Моисей, который был послан Божьему народу. Ты считаешь себя Божьим человеком, Божьим народом? Я говорю: да. Тогда он сказал, и он был послан и тебе. Моисей сказал: свои руками ни золота, ни с чего не сотворите. Поклоняйтесь Богу живому. Говорит, тогда кто это построил? И в конце, в течение 40 минут, этот голос Иисус со мной говорил. И он в конце сказал, что он любит меня, он любит все человечество. Он пришел, умер за грехи каждого по отдельности. Он за каждого умер. Он тогда мне сказал: Ибрагим, если ты сегодня покаешься, то ты имеешь жизнь вечную. Если сегодня ты не покаешься, не примешь, то шаг за шагом однажды ты перестанешь перед Богом, и ты идешь в ад. Потому что твои грехи уже не прощены. И вот тогда я упал на колени, и я принял его как Господа своего и как Спасителя своего. И с того дня Бог просто благословил меня, что я начал благовествовать другим. Я начал в своем деревне, начал проповедовать. Ну, дошло до такого, что они собрались один день. По-хорошему нас попросили, да, по-азиатски, да, попросили. И выгнали нам оттуда, из дома нашего. И вот просто я с женой, с двумя детьми, и нас сказали, что мы должны уйти. Конечно, это мне
попросил отец. Но знаете, на земле один человек, который я больше жизни люблю, это мой отец. Но я очень благодарен отцу. Но тогда отец тоже думал, что он меня выгоняет. Но просто я вместо того, чтобы ему сказал: папа, отец, почему ты позволяешь этим людям, чтобы они меня выгнали? Но знаете, просто внутри пришло другое понимание, что я сказал: отец, где я не буду, я буду всегда гордостно носить это имя, я твой сын. Я сказал: я где не буду, я постоянно буду благодарен за этот день, что ты родил. Если на сегодняшний день ты думаешь, меня выгоняешь, на самом деле ты меня отправляешь на служение Богу. И те слова, которые внутри меня выходили, я был удивлен. Вместо того, чтобы говорить отцу: ты не прав. Но внутри меня другой голос говорил: говори ему, что это время такое пришло, именно ты должен идти на служение. Я сказал: Господь, я сказал: отец, я благодарю. И мы с женой, двое детьми, мы вышли, мы не знали, куда идти, но просто по милости Божьей попали в церковь. Ну, в этой церкви нас тоже не ждали нас. Ну, мы пришли туда молиться. Когда молились, священник говорит: а вы надолго здесь? Я говорю: наверное, мы помолимся. Он говорит: какая-то проблема? Я говорю: нет, проблем никаких. И мы молились в течение 1 час, потом в 3 часа с женой продолжали молиться. И этот священник снова приходит и говорит: какая-то проблема? Я говорю: нет, никаких проблем нет. Просто мы хотели, чтобы дальше узнать, что Бог от нас ожидает, что я должен делать. Потому что я не знал, в церкви остаться тоже мне не хотелось, понимаете? Я думал, что там будут делать? Все скажут, что надо нам служить. А что, кому служить? Куда служить? Где служить? Поэтому я все это не понимал, что делать. И поэтому я говорю: Господи, если Твоя воля, чтобы понять Твою волю. А этот священник меня спрашивал несколько раз. И потом этот священник сказал: знаете, нам дали одну комнату. Ну, такой маленький дом. 2,5 на 5. Может быть, сегодня ночью там останетесь. Да, мы 3 года там остались. И просто Бог так вел, что этот дом, мы с женой, детьми там были, и мы начали другим благовествовать. Именно это была гражданская война в Таджикистане, это было в 96-м году, началась в 92-м в Таджикистане война, а в 98-м люди ходили с оружием на улицу, были группа, которые государственные солдаты были, и были люди, которые против, но это были группа маджахеды, которые с автоматом ходили. Днем можно сказать, что город был в руках государственный, а ночью в руках фундаменталисты. И мы между ними днем проповедовали этих, а ночью проповедовали этих. И вот так пришло, что всегда говорит об Иисусе Христе. И Бог просто, это время Бог вел нас, мы начали им благовествовать, проповедовать. Один день к нам зашел церковь, где мы проводили вечернее служение. Это было воскресенье. Зашел группа с оружиями и с ножами. И они громко кричали, сказали: если мы не уйдем из церкви, они могут убить нас. И вот тогда мы начали молиться. Я был, ну, были там молодые девочки, парни были. Меня было 25 лет тогда. И я говорил: давай мы будем молиться за нашу страну. Там мы будем молиться вот за это обстоятельство, которое есть в Таджикистане. И мы за руку держали, мы громко молились: Господи, измени нашу страну. Господи, приди в нашу землю. Господи, останови это кровопролитие. Господи, пусть Таджикистан — это мусульманская страна, но пусть туда откроется церковь. Пусть поднимется множество служителей, которые будут говорить о Тебе, о живом слове. И мы начали громко молиться. Но один из них зашел в этот круг, где мы держали за руку. Он начал пинать мне. Из носа пошел кровь. И я поднимаю голову, говорю: брат, я тебя люблю, потому что я познал любовь Бога. Я тебя прощаю, потому что я познал прощение Бога. Иисус меня простил.
Иисус меня принял. Я теперь Божий человек. И Господь изменил мою страну. Я тебе говорю, если даже ты сейчас меня убьешь, знай, Бог тебя любит, Иисус тебя любит, и Он ждет тебя. Если даже меня убьешь, Он ждет тебя. Ты просто не знаешь Его пути. И я начал его проповедовать, и он поставил на мою голову пистолет и три раза нажал, три раза была осечка. Просто чудесным образом Бог не допустил. И они бросили свой пистолет, они убежали. Но знаете, до того, когда они зашли, атмосфера церкви, когда они зашли, настолько было тяжело, когда они кричали. Но после, когда они убежали, атмосфера была настолько изменена. Божье присутствие, Божий мир. И поэтому Богу, который мы любим, Он может любой атмосферу и любой ситуации, Он быть с нами. И Он может защищать нас. Он может вывести нас. И поэтому Он говорит, я не покину тебя и не оставлю тебя. Он говорит, Он с нами. Не бойся, Он говорит, я с тобой. И поэтому как часто в нашей жизни он приходит какой-то страх. А что дальше? И вот тогда, знаете, мы благодарили Бога, мы молились. И когда мы после служения пошли в комнату, где мы жили, и мы когда прошли, ждет другая группа, тоже с автоматами, и они начали еще раз нас избивать. И сказали, нам дадут время неделю, если до следующего воскресенья мы не откажемся от Христа, и они могут нас убить. И с нами будут творить вот как сейчас. Каждый вечером будут избивать нас. И каждый вечером они до воскресенья. Если мы не уйдем, то они в воскресенье нас убьют. А я, когда нас избили, я уже был на полу. Я им продолжал проповедовать, что Бог их любит. Бог их ждет. Не потому что я не боюсь. Я очень боязливый человек. Я думаю, на земле есть один человек, который боязливый, это я. Но просто я понимал, что Бог тоже их любит, они тоже дети Божьи. Просто я был таким, как они. Я мыслил, как они. Я поступал, как они, если не пришел Христос. Если не изменил бы меня Христос, я был хуже них. Но тогда я начал им благовествовать. И каждый вечером после служения нас вот так, когда мы 9 вечером богослужение заканчивали, выходили и нас вот так избивали. И каждый раз я проповедовал, когда был четверг, и другие братья сказали, Ибрагим, у нас больше нет терпения, мы идем домой. А ты что? А я не знал, почему я остался, но я остался. И вот тот день я один вышел, и они говорят... Один говорит, дай мы его побьем. А другой говорит, сейчас мы его побьем, он скажет, Иисус любит вас, и я люблю вас. Если вы поверите в Иисуса Христа, то вы имеете жизнь вечную. Если не поверите, то вы идете в ад, потому что вы не примирились через кровь Иисуса Христа. Я сказал, Господи, я столько не знал, ты меня призвал. Они много знают теперь. Я им так все слова, которые нужно было, им говорил. Если ты сегодня меня заберешь, то они будут тебя служить. Аминь. Потому что Бог сегодня действительно хочет многих. Потому что слово, которое мы проповедуем, оно имеет силы. И сегодня то семена, которые падают в жизни людей, оно изменит, оно внутри. Потому что написано, Слово Божье живо и действенно, оно острее всякого меча, оно проникает. Потому что это Слово Божье, оно живое, когда мы высвобождаем, мы когда это слова говорим, оно живое. И начинает преображать людей из жизни Христа. Потому что в нем сила. Он изменил нас. И он силен изменить других. И вот тогда, туда меня не били, они меня отпустили, сказали, воскресенье, твой последний день. И в воскресенье, 12 часов ночью, они постучали в дверь, я открываю, там 8 человек, только глаза видно, все черное одето, у них большие ножи, у них автомат. Они говорят, Ибрагим, тебе же сказали воскресенье, последний день? Я говорю, да. Говорят, идем с нами.
Я говорю, дайте один минут. Я жене говорю, пришли друзья. Когда я выйду, закрою дверь, я утром вернусь. Почему я не хотел жене сказать? Потому что она спала. Я знал, что если она видит, женщины как? Начинают кричать. И тут же нас могли бы убить. Я думал, хотя она осталась живым. И поэтому она встала, она не знала. Закрыла дверь. Я вышел. Они сказали, Ибрагим, ты говоришь, Иисус Господь? Он не Господь. Ты говоришь, Он Спаситель. Он сегодня тебя не спасет. Сегодня ты умрешь. Они мне повели, где была мусорка. Они мне дали лопату, сказали, копай эту мусорку, войди туда. И мы снимем твою голову. И мы покажем всем, которые стали христианам, что больше не приняли Иисуса Христа. Я почистил, там покопал место, где я зашел. Я сел на колени. Я знал, что, наверное, время пришло. Но внутри молился, Господи, дай для них слово, потому что они тоже твои дети. Я был один из них. Но ты пришел в мою жизнь. Господи, помоги мне тоже говорить то слова, которые действительно коснулся их сердца. Вложи это слова в мои уста. И один из них пришел, взял меня, волос поднял и поставил нож. Он ждал старшего, который он должен был почитать молитву. Это время снимает мою голову. И это время он сказал, не откажешься от Христа? Я говорю, нет. Потому что я знаю, я верю в жизнь. Потому что имя Иисуса есть жизнь. Я хочу вечно жить. Потому что слова Иисуса, он сказал, я есть путь, истина и жизнь. И поэтому после этого он сказал, тогда помолись своей последней молитве, и сегодня ты умрешь. Я это время, я благодарил Господа, что дали возможность хоть помолиться за них. Я сказал, Господи, ты творец неба и земли, ты создатель, но ты не дал религии, ты дал святое слово. Я благодарю тебя, что ты нашел меня. И дал это слово, я сегодня верю в Тебя, я имею жизнь вечную. Господи, я молю Тебя за них, потому что они каждый день на войне, у них оружие. Сохрани их, благослови их, благослови нашу страну, благослови наш народ, чтобы они тоже познали Тебя, уверовали Тебя, чтобы мой кровь не был на их голове. Прости их, но они не знают, что делают. Прими мой дух. Молюсь во имя Господа моего Иисуса Христа. Он сказал, ты дурак. Мы хотим тебя убить. А ты благословляешь все наше родство. Я сказал, Иисус говорит, любить врагов. Но я здесь не вижу врагов. Я здесь вижу таджика, моего брата. Я был похожий, как вы. Но в мою жизнь пришел Христос. И Он изменил. И Он силен изменить вашу жизнь, если вы дадите Ему шанс прийти в вашу жизнь. И они меня провели до дома. И поэтому Бог чудесным образом тот день снова меня спас. Если сегодня Бог не захочет, что-то произошло плохое с нами, то и никогда Бог не допустит. И знаете, я после этого они сказали, а мы еще раз придем. Но прошло 2 недели, мы снова, это долгая история, короче скажу. Через 2 недели мы снова с ними встретились. И в то время я был в церкви, я как охранник. Я проверял двери, замки, дверь, чтобы кто-то в церковь не зашел. Чтобы не сломали дверь и не заходили, потому что ночью могли бы воры зайти, кто-то другой зайти. Поэтому я всегда выходил каждые 2 часа, 3 часа. Выходил, охранял, именно смотрел за замки. А в то время никто на улице не выходил. Но я просто понимал, это Дом Божий. Дом Божий должен был охранен. Дом Божий должен был защищен. И поэтому я ходил проверять замки, что никто не сломал. Ну, просто чудесным образом Бог в это время меня вел. И просто по милости Бога, по милости Он меня защищал. И вот тогда я вот так ходил вокруг церкви, и меня остановили снова вот люди, которые только глаза были видны, все, а это черный. Они, этот раз было 30 человек. Они мне сказали,
Мы хотим кое-что тебе сказать. Ты узнал нас. Я говорю, откуда я могу узнать вас? Они говорят, мы те, которые хотели тебя убить тогда. Я говорю, не, не узнал. Если сегодня хотите меня убить, дайте мне время 10 минут. Я сегодня так много бегал, делал, не было времени детей обнимать. Я им ничего не скажу, хотя побегу их обниму. Обниму им, что... Потому что если вы сегодня хотите меня убить, чтобы я хотя их обнимал сегодня, я не было времени мне им обнимать. Они сказали, нет, мы хотим кое-что тебе говорить. Вот 30 человек, которые видишь, это наша армия. А нас было руководители, которые все были руководящими, это можно как называть, командиры, да, или как их называют, руководящими. Они говорили, нас было 24, 22 умер, мы двое остались живы, мы кое-что хотим тебе сказать. Говорит, мы когда вот попали на пристрелку, и четырех сторон начали нас стрелять, и говорит, это время я увидел тебя, и ты прямо пришел в это, где стреляли, и ты нам сказал, бросьте себя в речку, и вы останетесь живы. И говорит, мы двое бросили себя в речку, мы остались живы, 22 умер. Он сказал, ты расскажи нам, как ты пришел. И как оттуда ты ушел живым? Тебя не попали пули. Я говорю, первых, я там не знал. Я там не был. И об этом я не знал. Третьих, я верю в Бога, который Он живой. Он послал ангела своего на мое лицо. И дал вам еще раз шанс. Потому что ангелы не проповедуют. Проповедуем мы. И поэтому Бог послал вам, снова я вам говорил, что вы имели жизнь вечную благодаря через веру Иисуса Христа. Но я хочу сегодня сказать, среди этих руководящих из другой группы, один сегодня пастор. Я хочу сказать, Бог не просто нас поставил на этой земле. Может быть, шанс для многих других, которые Он хочет, чтобы свет Его пришел в жизни многих. И мы сильно, христиане, застиглись на себя. И нам нужна сегодня роль Иисуса, чтобы нам думать о других. Спасены мои близкие, спасены мои соседи, спасены наши родни. Хотя я могу каждый день одного говорить, проповедовать. Я верю, что Бог силен изменить жизни многих. И поэтому, действительно, я благодарен Богу. Я каждый раз, когда свидетельствую, снова я действительно вижу, что как Бог и сегодня меня ведет, я служу в Таджикистане, я 6,5 года я был в Афганистане миссионером. И там точно так же, я каждый день благовествовал, я проповедовал. Я видел, как Бог жизни людей меняет и Таджикистане, и других стран. И сегодня хочу ободрять действительно вас, чтобы действительно я благодарю братьев, что сегодня дали такую возможность, пригласили именно свидетельство о славе Божьей. Наш Бог живой. Он реально сегодня хочет, чтобы Слово Его распространялось. И Он хочет, чтобы сегодня Царство Его распространялось. Я помолюсь. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Слово, которое оно есть истина. Господи, Ты сегодня и во веки тот же. И Ты не изменился, Господь. Боже, благослови, Господь, сегодня нас. Чтобы Господь верит, что действительно то слово, которое мы говорим, это слово живое. То слово, которое говорим, оно Твое. Это воля Твоя. Чтобы Господь каждый раз, когда мы сеем эти семена веры, это слово Твое, однажды оно приносит плод. Господь, благослови народ свой. Благослови, Господь, детей своих. Это время еще больше ободряться, что Господь, каждое слово, которое Господь будет проповедовано, Ты его охраняешь, чтобы оно принес плод. Господь, это мы, каждый из нас сидящий, это плод Слова Твое. Это плод чьей-то молитвы. И, Господи, Ты сегодня это начинаешь делать, продолжать. Благослови нас этим благословением. И всю славу мы воздаем Тебе, Господь. Во имя Господа нашего Иисуса Христа молимся. Аминь. Спасибо за такое свидетельство.
Acum invităm grupul de laudă și închinare și, după cum știți, la noi la biserică facem două strângeri. Prima strângere va fi pentru nevoile bisericii, așa că haideți să ne sculăm pe picioare în timp ce grupul ne va conduce în închinare. Mulțumim Domnului, vrednic ești stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, să primești toată cinstea, gloria, mulțumirea, căci numai Tu, Doamne, ești singurul Dumnezeu viu și adevărat și noi îți mulțumim, Doamne, pentru mila și îndurarea Ta dumnezeiască, care o vedem zilnic în viețile noastre. Îți mulțumim, stăpâne, pentru toți care suntem astăzi în acest loc de închinare. Îți mulțumim pentru libertatea care o avem în țara noastră, nu ne supresc, nu ne condamnă, nu ne judecă nimeni, Doamne, îți mulțumim pentru toate, îți mulțumim, Doamne, pentru aceste daruri care s-au strâns, binecuvântează pe toți care au contribuit la această strângere, binecuvântează-ne serviciul în continuare, binecuvântează pe tot poporul Tău, Doamne, în numele lui Iisus m-am rugat, amin. Ocupați locurile. Înainte ca să
spunem nevoile de rugăciune pentru care să ne rugăm. Voi citi un text din Evanghelia după Marcu, capitolul 11, de la versetul 22. Aici este întâmplarea când Domnul Iisus, înainte de aceasta, cu zi înainte, văzând un smochin și a vrut să mănânce din el, dar nu a găsit niciun smochin în copac și a zis copacului că nimeni în veci nu va mai mânca din tine. Și apoi a doua zi, cu ucenicii, trecând pe lângă copacul acesta de smochin, copacul era deja uscat. Și atât ce le spune Iisus ucenicilor. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acesteia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Domnul Iisus spune ucenicilor, în primul rând, pentru ca rugăciunea lor să fie auzită, trebuie să se roage cu credință. Și o credință care, cum se spune aici, poate să mute chiar și munții. O credință care poate face multe lucruri mari. Dar spune aici că trebuie mai întâi să ceri. Să ceri cu credință că ai și primit. De parcă ai și primit lucrul acesta. De parcă îl ai deja, dar aștepți cu credință că Dumnezeu îl va aduce la îndeplinire. Și un alt lucru pe care Domnul Iisus îl menționează aici, atunci când ne rugăm să avem această inimă curată, acest gând, inimă curată, că noi nu avem nimic împotriva fratelui nostru, nu avem nimic împotriva altora, și spune că chiar dacă și aveți ceva împotriva cuiva, să iertați. Pentru că este în puterea rugăciunii. Și rugăciunea va avea putere atunci când noi iertăm. Spune că Dumnezeu ne iartă atunci și vom primi ceea ce vom cere. Haideți acum cu acest gând. Dacă avem ceva împotriva cuiva, să iertăm. Să nu venim înaintea lui Dumnezeu cu poate ceva în inima noastră împotriva cuiva. Dacă va greși cineva, să iertați, pentru că am văzut și din mărturia fratelui Ibrahim, avea motive pentru care să fie supărat, avea motive pentru care să îi urască pe acești oameni, dar cu dragoste și arătând această iertare față de ei, Dumnezeu a schimbat și inimile lor. Iată care sunt nevoile pentru care să ne rugăm. În primul rând vrem să ne rugăm pentru echipa de taekwondo care au plecat acum la Grecia, la competiție, și Marica a ajuns mai înainte, Radu cu Ion și cu Alisa sunt în drum, acum sunt în Kiev și așteaptă zborul. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i protejeze atât în călătorie, dar cât și să protejeze de îmbolnăvire, de virusul acesta, ca Dumnezeu să le dea și binecuvântare și har acolo ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu sportivilor cu care vor fi în contact acolo și să îi vedem cu bine acasă. Da? O altă nevoie pentru care vrem să ne rugăm este pentru programul de Crăciun, care, iată, se apropie foarte, foarte repede. Deja și timpul cumva ne dă de înțeles că s-a răcit și se apropie Crăciunul. Dumnezeu să ne ajute ca să fim pregătiți atât cu programul cât și cu
cadourile care avem nevoie în fiecare an, să ajungem la copii și Dumnezeu să ne ajute ca să le adunăm pe toate din timp și să ne dea pace și liniște, așa cum o făcea Dumnezeu în fiecare an, într-un chip foarte frumos și minunat, toate lucrurile se pregăteau din timp și erau bune. Așa că să ne rugăm și pentru aceasta. De asemenea, în luna decembrie, pe data de 3 decembrie, va fi organizat un seminar pentru surzi aici la biserică și vor fi invitați din Ucraina pastori, lideri care sunt surzi și ei sunt invitați ca să vorbească la acest seminar. Tema este despre creștere spirituală, pentru că pentru ei este foarte greu să studieze Cuvântul lui Dumnezeu având această dificultate de vorbire și Dumnezeu să binecuvinteze acest seminar. Vor fi aproximativ 17-20 de persoane care vor veni din Ucraina, din Tiraspol și deja pentru participanții de aici, din Moldova, care vor veni, Dumnezeu să binecuvinteze pe frații noștri în organizare. Nu s-a mai organizat o astfel de conferință, deși ei nu au experiență și sunt îngrijorați așa de lucrurile care trebuie să le planifice. Și apoi, probabil vom avea nevoie și de locuri de găzduit pentru persoanele care vor veni. Așa că în timpul care urmează, dacă veți auzi despre aceste nevoi, fiți cu inima deschisă și dacă aveți posibilitatea să contribuiți și voi la acest seminar. De asemenea, să ne rugăm pentru lucrările de finisare la construcție. După cum știți, o mare parte din materiale au venit, însă mai lipsesc anumite materiale, lipsește tincul pentru finisarea clădirii, așa că să ne rugăm pentru aceste și resursele necesare și pentru materialele care le avem nevoie pentru finisare. De asemenea, să ne rugăm pentru lucrările de misiune care, după cum știți, le facem în mai multe localități, să ne rugăm pentru Băcioi, pentru procurarea unui lot, ca și acolo să putem începe lucrarea și poate în curând să se înceapă și construcția bisericii. Și în celelalte puncte de misiune în care se lucrează, în Susleni, Orhei, Strășeni, Bardar, Lăpușna și celelalte localități care le cunoașteți, să continuăm să ne rugăm pentru ele. De asemenea, să ne rugăm pentru sănătate. Sora Lenuța Brewer a rugat să ne rugăm pentru tatăl ei. Este internat în spital cu COVID. Dar cea mai mare dorință sau a inimii lor este ca el să-L cunoască pe Domnul, pentru că încă nu L-a primit pe Domnul în inima lui și starea lui de sănătate este gravă și să îi susținem pe ei în rugăciune și să ne rugăm pentru tatăl ei ca să îl primească pe Domnul. De asemenea, ieri la grupul de studiu am vorbit cu fratele Victor și Viruța Mazre. Rebecca, de asemenea, s-a îmbolnăvit și are pneumonie, ca Dumnezeu să-i dea și ei vindecare cât mai grabnică și să îi vedem cu noi aici împreună. Haideți acum să ne ridicăm în picioare. Și așa cum suntem în grupurile cu care am venit aici la biserică, să ne rugăm pentru aceste nevoi și dacă aveți alte nevoi personale, puteți să vă împărtășiți unei altora și așa să vă rugați.
Doamne Tată din ceruri, mulțumim mult pentru posibilitatea de a fi în casa Ta și să aducem înaintea Ta aceste nevoi de rugăciune, Doamne. Te rog mult să binecuvintezi echipa de taekwondo care sunt acum în drum spre Grecia la acest campionat. Te rog să le dai izbândă, să le dai curaj, îndrăzneală, să vorbească cuvântul Tău participanților la acest campionat. Și, Doamne, ajută-i ca prin exemplul lor să cuvântul Tău și mesajul Evangheliei să răsune, Doamne, la cât mai mulți oameni. Doamne, Tată, Te rugăm pentru lucrările care le planificăm și dorim să slujim Ție prin acestea, prin programul de Crăciun și mesajul care îl vom transmite copiilor și celor care vor asculta. Te rog, Doamne, să ne binecuvântezi cu resursele necesare, cadourile necesare pentru aceste programe. Te rog, Doamne, să binecuvântezi și conferința pentru surzi care se va organiza în luna decembrie. Doamne, dă-ne înțelepciune și pricepere cum să facem ca să fie bine făcută și să aducă mult rod pentru împărăția Ta și frații noștri să fie și ei zidiți în cuvântul Tău. Doamne, Tată, Te rugăm pentru lucrările de misiune care se fac în țara noastră, dar și peste hotarele țării noastre, Doamne, frații noștri care sunt implicați în lucrare. Te rog să binecuvintezi și în localitățile în care avem punctele de misiune, să ne ajuți ca să procurăm loturi sau să zidim o casă de rugăciune, Doamne, un local, pentru ca lucrarea să crească și să aducă mult rod pentru împărăția Ta, Doamne. Tu cunoști toate localitățile și acolo unde este nevoie cel mai mult, Doamne, pentru un local. Te rog, Doamne, mult să binecuvintezi cu sănătate, Doamne, pe cei care au nevoie de sănătate, Doamne, și ne rugăm și mijlocim pentru tatăl sorei Lenuța, Doamne, care încă nu Te cunoaște pe Tine, Doamne, și starea lui de sănătate este gravă. Te rog mult, Doamne, să-i dai pocăință și să se întoarcă la Tine din toată inima, Doamne. Te rog să dai și vindecare Rebecca, Doamne, ca și ea să nu fie afectată de această boală și să se refacă cât mai curând, deci pace, liniște părinților. Te rog mult, Doamne, să fii cu noi și în continuare, în această zi, pregătește inimile noastre ca să auzim cuvântul Tău și să-L primim așa ca din partea Ta. Mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. În continuare, invit grupul de laudă și închinare și ne vom închina cu darurile noastre pentru construcția bisericii. Yes.
ești lumină în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitorul atotputernic. Tu ești lumină în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Chiar și atunci când nu vădești cu mine, chiar și atunci când nu simtești aproape, știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne, știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne. Chiar și atunci când nu vădești cu mine, chiar și atunci când nu simtești aproape, știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne, știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne. Chiar și atunci când nu vădești cu mine, chiar și atunci când nu simtești aproape, știu că lucrez, știu că lucrez, Doamne, știu că lucrez, știu că lucrez. Tu ești izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumină în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumină în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. 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 Haideți să mulțumim pentru daruri. Doamne Iisus, îți mulțumim că ne iubești, Doamne, că ai grijă, că ne poți de grijă, Doamne. Îți mulțumim pentru gazda în care ne adunăm, Doamne, pentru Biserica Harul. Îți mulțumim, Doamne, pentru biserica care ne-a dat-o. Și te rugăm, Doamne, să folosești aceste daruri, Doamne, ca să ne ajuți, Doamne, să te rânăm până la urmă, Doamne. Te rugăm să binecuvântezi construcția, Doamne. În numele Domnului Iisus, îți mulțumim. Amin. Acum vrem să invităm copilașii aici în față ca să ne rugăm pentru ei și Domnul să binecuvânteze la școala duminicală, să învețe și ei din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că haideți copilași, venim aici și îl voi ruga pe fratele păstor, fratele Andrieș, să se roage pentru copilași. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat să fim parte din familia Ta, să fim copii ai Tăi și Tu să fii Cel care ne porți de grijă. Mulțumim pentru că ai binecuvântat biserica noastră cu familii, cu copii, mulțumim pentru profesori care avem în cadrul școlii duminicale, mulțumim pentru că cuvântul Tău este Duh și viață și pentru că noi credem în El și credem că tot ceea ce va fi semănat în inimile acestor copii, ei vor împlini până la adânci bătrânețe. Te rugăm să-i binecuvântezi în continuare cu ținere de minte, ca să fie un exemplu pentru copiii cu care se întâlnesc apoi zi de zi, ascultători de părinți și de învățătorilor. Binecuvântă învățătorii ca să le transmită mesajul Tău pe înțelesul lor și cu întreaga biserică să Te slujim pe Tine și să strângem un rod bogat pentru împărăția Ta. Amin. Amin. Poftim ocupați locurile, îl invităm fratele Tudor, are o cântare. Fecioarele înțelepte se pregătesc de zbor, se pregătesc mereu, mereu ca pentru Dumnezeu.
ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Se înalță ațipirea și pe cărare sunt, se văd tot mai puțini creștini urmându-L pe Iisus. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. La fel ca și străjerul ce așteaptă zilei zori, și noi dorim chemarea Lui să ne întâlnim pe nori. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Să stăm în așteptare pe onor a ne-ntâlni, noi nu știm ziua, ceasul când Iisus va reveni. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Ești gata să zbori spre lumină, tu astăzi ai candela plină, Iisus va veni, răpirea va fi o singură dată. Amin. În continuare, anunțurile care vreau să le fac pentru săptămâna care ne stă înainte. Marți, după cum știți, este adunarea tineretului la orele 6:30 și, de asemenea, în fiecare miercuri la orele 8 este studiu biblic online pe Zoom. Vă invităm să participați fiecare. După care, joi, la 6:30, de asemenea, avem ora de rugăciune. Sunteți invitați cu fiecare ca să mijlocim pentru nevoile biserice și nevoile personale care le avem. Și, de asemenea, duminică, la orele 14, vă invităm la închinare împreună cu noi. În continuare, îl invităm pe fratele Andrieș, care ne va aduce un mesaj din partea lui Dumnezeu. Pace frumoșilor, pace dragilor, pace scumpilor, pace tuturor celor oameni buni care în această zi au venit să se închine lui Dumnezeu. Aș dori să deschidem la Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 24-25 și 35-37, unde cuvântul lui Dumnezeu, autorul acestei epistole, ne îndeamnă ca să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții,
la fapte bune, da? Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și noi vedem foarte bine lucrul acesta și știrile ne spun despre asta în fiecare zi. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Amin. Astăzi vreau să privim în Cuvântul Dumnezeu și să facem deosebire dintre faptele bune și faptele frumoase. Noi acum trăim într-o societate unde vedem foarte multe fapte și cu ajutorul telefonului, cu ajutorul televiziunii, avem multicanale, toți vorbesc, arată și spun despre fapte bune, fapte frumoase, dar Cuvântul Dumnezeu face deosebire și o deosebire foarte mare dintre fapte bune și fapte frumoase. Apostolul care scrie cartea Evrei ne îndeamnă ca să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și pune în contextul după aceasta ca să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Este pus ca o faptă nu prea bună părăsirea adunării noastre. Și de ce ne îndeamnă la lucrul acesta? Spune că pentru că vedeți voi singuri cu ochii voștri că ziua se apropie. Apoi spune că încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cuvântul zăbovi înseamnă nu va întârzia, cum au unii obicei să întârzie la noi. Domnul Iisus spune că nu va întârzia. Aș dori să privim la Cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem cu ce se aleg cei care fac fapte bune și cu ce se aleg cei care fac fapte frumoase. Ca să vă dau un exemplu mai simplu, ce înseamnă, de exemplu, o faptă bună și o faptă frumoasă din perspectiva trupului nostru omenesc, da? De exemplu, m-am tăiat pe față, da? Ce fac eu? Mă duc și îmi fac mai cap, așa? Că să arăt bine, să arăt frumos. Sau îmi pun un ceva, sau iod, sau verde de briliant, dar n-arat frumos. Sau îmi pun un lipici de asta așa, da? Dar n-arat frumos. Dar ce este bine pentru trupul meu? Mai capul? Că să arăt frumos? Sau totuși tratamentul rănii care o să-i facă bine? Și nu stau pe gânduri după ce m-am tăiat. Măi, să-i fac bine trupului meu sau să-l fac frumos pe trupul meu? Îndat cum m-am tăiat, fără să mă gândesc, eu ce-i fac? Eu îi fac bine. Pentru că dacă îl fac frumos, mă tem că acolo, sub mai cap ceala, cu încetul, să înceapă să puroiască, apoi puroiul ăsta se transformă în ceva mult mai grav și să nu ajung ca degetul care o puroit să se transforme în gangrenă, care după asta trebuie să-l tai. Și oricum, pentru că este bine pentru trupul meu, eu, nu pentru că nu-mi iubesc degetul, dar pentru că este bine pentru trupul meu, o să tai acel deget care s-a îmbolnăvit de ceva care apoi poate transmite sau omorâ mâna sau distruge tot trupul. La Apocalipsa 22:12, Domnul Iisus spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine,
ca să dau fiecăruia după fapta lui. Astăzi am avut cu tinerii care doresc să intre în legământ cu Domnul Iisus prin apa botezului lecția a treia din manualul de catehiză. Și foarte frumos Domnul a aranjat în așa fel ca să audă și mărturia fratelui cu privire la importanța cuvântului Dumnezeu și credința în cuvântul Dumnezeu, să audă mărturia fratelui de a transmite mesajul Evangheliei altora și prigoana din cauza evlaviei celui necredincios. Astea am învățat noi astăzi cu trei tineri care vin la lecții de catehiză și fratele a depus o mărturie atât de frumoasă cu privire la cum cuvântul Dumnezeu îl trăim în viața noastră de zi cu zi. Cuvântul Dumnezeu la Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan ne descrie un caz despre femeia care vine în casa unui fariseu care l-a chemat pe Domnul Iisus la masă și îi toarnă mir pe cap, pe picioare. Și foarte interesant că ucenicii care erau acolo s-au gândit, mă, dar ce cu risipă aceasta? Pentru că mirul acela costa cât un salariu de un an. Și s-au gândit, mai bine se vindea mirul acesta și se făcea un bine. Și se dădea mirul, banii acestea, cui? Săracilor. Dar Domnul Iisus le spune, nu țineți necaz pe femeia aceasta, pentru că ea a făcut un lucru frumos. A făcut un lucru frumos, nu un lucru bun. Domnul Iisus nu a spus un lucru bun, a spus un lucru frumos. Și despre femeia aceasta va vorbi toate evangheliile, și în toate evangheliile scrise despre ea, și se va vorbi până voi veni iau. Și iată, chiar astăzi noi vorbim despre femeia aceasta. Spre pomenirea ei, deci ca un exemplu frumos pe care l-a făcut femeia aceasta pentru mine, pentru că ea, ceea ce a făcut, a pregătit trupul meu ca să fie înmormântat. Și la noi, în societate, tot când moare cineva, toată viața nu a avut săracul cu ce să îmbrăca, nu a avut când a murit eu un costum frumos, eu cumpărat pantofi noi, măcar că poate toată viața în caloș umblat, o cămașă nouă, deci așa, tot se face la cel mai înalt nivel, frumos, da, să arăți frumos mortul. Pe când în timpul vieții s-a purtat cu totul altfel cu el. Domnul Iisus aici în continuare ne dă un exemplu și ne spune o situație ca să judecăm puțin lucrurile. Fariseul, când a văzut-o pe femeia aceasta, s-a gândit și a spus, a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. El nici nu credea că Domnul Iisus este Dumnezeu. El se gândea, de ar fi un proroc, el deja ar ști că femeia aceasta este păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorului, a răspuns el. Nu-i spune Domnule, îi spune învățătorule. Așa cum și Iuda niciodată nu i-a spus Domnului Iisus, Domnul și Dumnezeul meu, așa cum i-a spus Pietru, așa cum i-a spus ceilalți ucenici, Iuda întotdeauna s-a adresat la Domnul Iisus ca rabuni, învățătorule, pentru că atât îl vedea el, mai mult nu. Simon îl vede la fel, ca un învățător, ca un proroc. Și Domnul Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult?
Simon i-a răspuns, socotesc că cel care a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeie, iertate îți sunt păcatele. În acest context, parcă stai și te gândești, pentru fapta care a făcut femeia, i-a fost iertate păcatele, sau cum? Pentru fapta asta frumoasă, în societatea noastră, gândul acesta îl au toți cei care spun că cred în Dumnezeu. Că prin fapte bune, toți locuitorii Pământului și toate religiile, cam asta e gândirea. Prin fapte bune poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Ei încă nu credeau că Domnul Iisus este Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Nu fapta ta frumoasă te-a mântuit, ci credința ta te-a mântuit. Pentru că ți s-a iertat mult, tu ai iubit mult. Și ai fost gata să faci ceea ce ai crezut tu că este bine și să nu-ți fie rușine de toți ceilalți, ci prin ceea ce ai făcut să transmiți un mesaj că trupul meu este acum pregătit pentru ca să fie înmormântat. Du-te în pace! Oamenii folosesc faptele frumoase ca poate cumva să capite pace în inimă. Sau să își curețe conștiința. Sau să oprească ceea ce îi apasă așa de mult. Făcând fapte frumoase. Odată un leu acolo, cuiva care trecea. Dar cel care trecea cu mâna întinsă, el mai puțin are nevoie de leul acela decât de mesajul și dragostea pe care a arătat-o Dumnezeu față de noi, noi s-o arătăm față de El. Du-te în pace. După ce ai fost mântuit prin credință, doar ajungi să cunoști adevărata pace, liniște, cum spunea și fratele, că sunt gata să merg la Tatăl și știu că totul este în mâna Lui. Adevărata libertate în Hristos Domnul. La Romani, capitolul 14, la versetul 16 și 19, spune Apostolul Pavel, nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. El le poruncește romanilor într-un context în care discută și le dea învățătură cu privire la părerile îndoielnice. Nu faceți ca binele vostru, nu faptele voastre frumoase, dar binele vostru să fie vorbit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu, în primul rând, și cinstit de oameni. Așadar, concluzie, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră sunt binele. Binele pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi ca să umblăm în binele acesta încă dinainte.
Și Apostolul Pavel vorbește despre binele acesta care noi trebuie să-l facem în așa fel ca să nu fie vorbit de rău, într-un context în care vrea să transmită că noi suntem un trup, noi suntem o familie, noi suntem mădulare dintr-un trup în care căutăm nu să ne mâncăm unii pe alții, ci invers, să ne completăm unii pe alții. Și la Corinteni spune mai bine, lăsați-vă în necaz sau lăsați-vă să fiți nedreptățiți decât să aduceți război, dar nu pace și liniște în trupul lui Hristos. Din cauza că Apostolul Pavel a fost unul dintre cei care a luptat cel mai mult pentru datinile strămoșilor, care credea el că sunt cele mai bune, a luptat împotriva lucrurilor bune pe care le-a adus Dumnezeu prin Iisus Hristos și învățătura aceasta bună pe care a adus-o Dumnezeu prin Iisus Hristos, Pavel a și scris, a și slujit, a și făcut cele mai multe fapte bune decât toți ceilalți apostoli, pentru că lui i s-a iertat cel mai mult. Și el de fiecare dată spunea că eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii și Domnul Iisus, ca unii stârpituri, spune că s-a arătat la urmă și mie. Dar pentru că i s-a iertat mult, el a iubit cel mai mult și a căutat să umble în faptele acestea bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru el. Și în Galateni el spune că trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos locuiește în mine. Adică harul, adevărul, învățătura Domnului trăiește în mine. La Efeseni 2:10, Apostolul Pavel spune căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci nu noi suntem cei care producem aceste fapte bune, ci Dumnezeu le-a pregătit și a pus în noi, cum spune Apostolul, și dorința și înfăptuirea ca să umblăm în ele. Și aceasta nu vine de la noi, ci este prin Duhul lui Dumnezeu, care spune că ne-a dat din roada Lui și din darurile Lui ca să folosim darurile acestea nu spre eu-ul nostru, nu spre slava noastră, dar spre împlinirea nevoilor celor din trupul lui Hristos. Scopul faptelor bune care sunt totodată descrise de Domnul Iisus în predica de pe munte ca sare și lumină, este pentru lume. Nu este pentru slava noastră, este pentru cei din lume. Ca ei văzând faptele acestea bune, care este lumină, care este sare, să creadă în Dumnezeu datorită acestor fapte bune și să-L slăvească, adică să-L oglindească pe El, pe Dumnezeu. La Matei 5:16, Domnul Iisus spune tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să-L oglindească pe El datorită faptelor pe care voi acum le oglindiți pentru că aveți Duhul Dumnezeu în voi. Dacă în Vechiul Testament exista un concept cu privire la a face bine, Domnul Iisus schimbă acest concept. Și El spune așa la Matei 5:38-48.
ați auzit că s-a zis în Vechiul Testament, legea a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și atunci Domnul Iisus le spune celor care știau legea, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asta era conceptul de bine pe vremea aceea. Pentru că dacă macaronii ar face în vremea noastră conceptul acesta, tot cred că ar fi încă bine. Dar la noi, pentru un dinte, îți scot toți dinții. Pentru un ochi, poate și să te ucidă. Dar Dumnezeu a spus foarte clar, un dinte pentru un dinte. Un ochi pentru... Deci dacă făceai ca aproapele tău să sufere într-un fel, deci tu trebuia să-i plătești întocmai pentru ce el a suferit. Dar eu vă spun, uitați-vă ce spune Dumnezeu, Domnul Iisus, el aduce o altă formă a binelui. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și fratele a împlinit porunca lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu s-a împotrivit celui ce îi face rău. Celui ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Asta este învățătura Domnului Iisus. Asta este conceptul faptelor bune din perspectiva harului. Și asta o poate face, vă spun eu, doar unul născut din nou. Doar unul care a cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Doar unul care este conectat la sursa lui Dumnezeu. Doar unul din copiii lui Dumnezeu poate face lucrul acesta, așa cum a spus-o și fratele și a demonstrat-o, că este posibil. Că toți ceilalți spun că este imposibil așa ceva. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Asta era învățătura Vechiului Testament și asta era bine. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și ați auzit mărturia fratelui Ibrahim. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Pentru că Dumnezeu ne-a dat exemplul acesta. Și El nu face diferență dintre cei buni și cei răi. Că toți suntem răi. Doar că sunt unii păcătoși iertați, dar alții sunt păcătoși care încă nu au cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Și noi suntem cei care, prin faptele bune, trebuie să le demonstrăm ca ei să vadă și apoi și ei să-L oglindească pe Dumnezeu așa. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, spune Domnul Iisus, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Ce folos că vă iubiți pe cei ce vă iubesc? Ce folos că vă îmbrățișați cu dragoste numai cu frații voștri? Ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi, dar, învățătura Domnului Iisus cu privire la binele care îl putem face. Fiți, dar, desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și desăvârșit înseamnă, voi doar fiți copt, deci bun de folosit. Să nu fiți verde, pe care nu-l poți încă folosi. Nu este de folos. Trebuie încă să aștepți ca să coacă. El nu spune aici, voi fiți dar ideali. Când mergem la un pom ca să luăm o prăsadă, un măr, noi nu toate prăsadele și toate merile sunt în formă ideală. Sunt diferite forme. Dar când sunt de folos? Când putem câștiga cu ei?
din pomul acesta, cu rodul acesta? Când el e verde sau când el e copt? Când el e copt, asta înseamnă desăvârșit. Voi fiți dar copți. Înțelegeți mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 6 din Matei sunt prezentate așa fapte ca milostenia, rugăciunea, postul și strângerea comorilor. Aceste fapte pot fi bune, dar pot fi și rele. Depinde de contextul în care îl faci. Poți face post, rugăciune, milostenie ca în fața lui Dumnezeu, dar o poți face cum? Ca în fața oamenilor. Ca să-ți primești slava de la oameni. Și una e faptă bună când o faci în fața lui Dumnezeu, dar alta e faptă frumoasă, pentru că tu vrei să arăți frumos înaintea omului, dar stricăciunea aceea nu poți acoperi cu make-up. Până la urmă să iasă. Ea trebuie lecuită, trebuie tratată. În capitolul 7, la Matei descrie o judecată bună și una fățarnică. Și judecata bună este ca să ne judecăm pe noi în lumina cu Dumnezeu, ca să ne judecăm unii pe alții, doar că spune că la frați, la sfinți ne judecăm, dacă avem o neînțelegere. Și să nu aruncăm lucrurile sfinte porcilor, adică să nu vă judecați la străini. Și este o faptă bună când te judeci înaintea sfinților și mai bună când cedezi, dar o faptă urâtă atunci când mergi ca să ajungi cu judecata aceasta înaintea celor din lume. În contextul la capitolul 7, la versetul 9, Domnul Iisus spune la 12: cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, concluzie, Domnul Iisus face: dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În acest context, tot ce voiți, despre ce este vorba? Lucruri frumoase sau lucruri bune? Lucruri bune. Deci noi voim ca față de noi să se facă lucruri bune, nu lucruri fățarnice. Cui place să fie folosit? Cui place cu fățărnicii să adreseze la el? Adică cu interes, ascuns. Cui place asta? Noi ne bucurăm când omul vine cu o inimă deschisă, cu o inimă plină de dragoste, pentru că a văzut nevoia și dorește să o împlinească. M-am tăiet și gata, merg să lecuiesc. Asta înseamnă a împlini o nevoie. Sau merg, spun niște mai cap ca să arăt mai frumos pentru o vreme, ca apoi să fac acolo puroi și apoi să stricăm relațiile unul cu altul. Și doar după ce ne-am scos masca, fățărnicia, ne-am cerut iertare unul de la altul, putem începe de la început. Și iertarea, recunoașterea vinii, este o faptă bună. Acoperirea, să cauți să dai vina pe altcineva, asta este o faptă care vrei să o acoperi, cum a încercat și David să o acopere, să nu pară chiar așa de rușinoasă, periculoasă, să-i pui așa o formă mai frumoasă a lucrurilor. După care a trebuit să plătească prețul, dar a făcut o faptă bună, pentru care a cunoscut, s-a pocăit. Și din cauza aceasta Dumnezeu și l-a numit om după inima lui. Pentru că
nu a fost un fățarnic care a căutat să placă oamenilor, dar a căutat să placă lui Dumnezeu. În versetele 13-14 ne vorbește despre poarta strâmtă și poarta largă. Ce este mai ușor pentru om? Să facă fapte bune sau fapte frumoase? Sau la ce suntem tentați noi întotdeauna? Să arătăm cine suntem sau poate să arătăm poate totuși cealaltă parte? Și Domnul Iisus spune, largă este poarta. Lată este calea care duce la pierzare. Și mulți sunt cei ce intră pe ea. Mulți caută asta să prezinte. Faptele frumoase. Fățărnicia. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Și puțini sunt cei care o află. Puțini sunt cei care trăiesc o viață sinceră, care caută să împlinească faptele bune lăsate de Dumnezeu. Nu să răzbune, dar să roage. Așa cum la Matei, capitolul 5. Așa cum a făcut-o fratele. Și Dumnezeu a făcut ca cel care a văzut în el faptele lui Dumnezeu. Apoi acum el să-l oglindească Dumnezeu, să ajungă el păstor, să ajungă el să învețe, să transmită mesajul Evangheliei altora. Asta cere Dumnezeu și dorește de la noi. Ca cei care văd faptele bune, nu fățărnicia noastră, dar faptele bune, realitatea lui Dumnezeu în viața noastră, ca și ei să o oglindească apoi față de cei din jurul lor. La Matei 7:21-22, iarăși în contextul predicii de pe munte, Domnul Iisus spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Pentru că mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Vedeți cum se ascund oamenii aceștia? Nu spun, n-am făcut eu, nu spune eu, dar spune ce? Noi. Că de multe ori, când îl întreb, dar de ce ai făcut asta? Sau de ce te porți așa? Tăți port și eu mă port. Da? Unde merge mulțimea, acolo și eu. Și când o să ajung la judecat, tot nu o să spună eu. Tot o să zic că noi. Noi am făcut. Domnul Iisus spune, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați cum? Nu după cuvântul meu. Nu în fapte bune, nu după voia mea. De aceea, concluzie, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Pentru că tot ceea ce a făcut în viața aceasta au fost fapte bune. Fapte bune izvorâte din cuvântul lui Dumnezeu. Pregătite de Dumnezeu, în care el doar a intrat, a umblat. Dumnezeu spune că pune în noi și dorința și înfăptuirea a ceea ce a pregătit El pentru noi ca să umblăm în ele. Dar cel care nu și-a zidit casa pe stâncă, ci pe nisip, pe fapte frumoase. Da, sunt fapte frumoase. Dar faptele astea frumoase sunt doar pentru slava aici pe pământ. Pentru că când va veni judecata și va trece tot prin foc, faptele astea o să ardă. Pentru că ele sunt fân, trestie și paie. Dar aurul, argintul și piatra scumpă va rămâne pentru răsplata pe care o pregătit-o Dumnezeu fiecăruia care umblă în faptele acestea bune. La Iacov 4:16-17, apostolul ne îndeamnă să nu ne fălim cu faptele noastre frumoase, ci să căutăm să facem voia Domnului și nu ce voim noi, pentru că cine știe să facă bine și nu face,
săvârșește un păcat. Cine știe să facă bine, nu o faptă frumoasă. Cine știe să facă, să împlinească cuvântul Dumnezeu și nu îl împlinește, săvârșește un păcat. Tot la Marcu 10, de la 17 la 27, Domnul Iisus îi spune tânărului bogat că binele este unul singur, cine? Dumnezeu. Că el vine și bunul e învățător. Și Domnul Iisus spune, bun este unul singur, cine? Dumnezeu. Și vreau să-i spună că în fața ta stă Dumnezeu. Ce te doare? Cum să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Dar ce ai făcut până acum? Eu am făcut fapte, iată așa fapte bune am făcut. Tot ce spune legea Vechiului Testament, tot ce a poruncit Moise cu privire la relația cu omul, eu am împlinit. Și atunci Domnul Iisus îi spune, ți-a rămas o singură faptă să mai faci. Vinde tot ce ai, împarte săracilor și urmează-mă pe mine. Mergi cu mine. Primele patru porunci din cele 10, acum trebuiau împlinite. Să se lasă de mamona și să se lipească de Dumnezeu. Să se lasă de bogății, pentru că el avea multe bogății. Și să se împace cu Dumnezeu. Și spune că s-a întristat atât de mult, că era foarte bogat și s-a dus de la Domnul Iisus. N-a putut să facă o faptă, una singură. Timotei este învățat de Apostolul Pavel în capitolul 6, de la 17 la 19 și spune așa, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne... ce să facem? Ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu ne dă pâine de mâncat și sămânță de semănat. Tot îmi dă Dumnezeu și ne dă ca să ne bucurăm de ele. Dar cum să te bucuri dacă tu sămânța de sămănat, ai pus-o în grânare și te gândești cum să ne-o fure cineva? Nu poți dormi noaptea, ce să fac cu bogățiile acestea? Unde să le investesc ea ca să devalorizează? Ce să fac? Dureri de cap. Domnul Iisus spune, ca să te bucuri, tu ce trebuie să faci? Să le semeni. Și când ai semănat în primăvară, toamna te duci și te bucuri. Că aici strângi, mai ales anul acesta, toți se laudă că au strâns de 10 ori mai mult decât anul trecut. Mulți anul acesta n-au vrut semeni, că au zis că anul trecut a fost secetă, dacă și anul ăsta secetă, că anul trecut nimic n-a strâns. Și n-au semănat. Și acum se uită cu jind la cei care strâng de 10 ori mai multă roadă decât ei care n-au semănat nimic. La Marcu cu capitolul 7 cu 9 mai erau categorii de oameni care au desființat porunca lui Dumnezeu în folosul datinii lor și au spus că este mai bine ceea ce s-au gândit ei cu privire la datinile lor decât porunca Domnului. Și spun așa, el le-a mai zis, ați desfințat frumos, vedeți, frumos, porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. În ce consta desfințarea poruncii lui Dumnezeu? Ca să fim mai scurt, la Marcu capitolul 7, fariseii spuneau că dacă tu ai dat lui Dumnezeu lucrurile și ai spus că astea sunt corban, adică date lui Dumnezeu, deja poți să nu le mai dai părinților tăi și nu ești dator să-ți cinstești și îngrijești părinții, pentru că ceea ce trebuia să dai părinților, să îngrijești de părinți, ceea ce era bine, ceea ce este porunca lui Dumnezeu, ei au transformat-o ca banii aceștia să ducă la templu, adică pentru ei. Și așa au transformat binele care l-a lăsat Dumnezeu în folosul lor. Și au spus mai departe, așa este bine.
Să nu dai la părinții tăi ceea ce trebuie să le dai, dar să-i aduci lui Dumnezeu. Pentru că asta e datina care am gândit-o noi, am format-o noi și așa frumușel, din perspectiva de ca tot închinării, banii care trebuiau să meargă la cinstirea părinților, acum se duc în buzunarul, în buzunarul lor. La noi în societate, gândirea asta de fapte bune și de răsplata care îi așteaptă pe oameni, adică viața veșnică, este datorită și doar prin faptele bune. La mormântări îți spune că acum depinde de voi cum veți face fapte bune ca să-i aranjați soarta mai departe a celui care a murit. Iarăși tot Isaia la 64:6 spune: toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Că dacă ar fi faptele noastre bune să ne mântuie pe noi sau să mântuie pe cei care au murit din apropiații noștri, atunci pentru ce a mai murit Hristos? Atunci noi ne socotim învățătura lui Dumnezeu, îl ne socotim pe Dumnezeu și facem ca moartea, jertfa Domnului Iisus Hristos să fie zadarnică, dacă ne încredem în faptele noastre, măcar de-ar fi bune. Ele nici nu-s bune măcar. Ele doar îs frumoase care aici așa rămân. Pentru că faptele bune Dumnezeu a dat celui care a fost născut din nou ca să le facă, pentru ca să îndrepte pe cei din jur tot la Dumnezeu. Și faptele bune au fost lăsate ca să umblăm în ele, ca să strângem acolo un rod bogat, o răsplată de la Dumnezeu. Nu viața veșnică, dar o răsplată. Pentru că viața veșnică, la Efeseni 2:8, Apostolul Pavel spune: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, oricare ar fi ele. Nici prin fapte bune, nici prin fapte frumoase, nu, nici printr-o faptă n-ați fost mântuiți, prin care să vă puteți lăuda, ci prin harul lui Dumnezeu, care a venit odată cu Domnul Iisus Hristos, prin credință, așa cum femeia aceea, căruia i s-a iertat mult, la urmă Domnul Iisus i-a spus: du-te, iertate-ți sunt păcatele tale, datorită credinței care ai avut-o. Mergi în pace. Domnul să ne binecuvânteze ca în viața noastră, de zi cu zi, cât avem de umblat aici pe pământ, să facem deosebire dintre faptele bune și faptele frumoase. Făcând fapte bune, ceea ce este după cuvântul lui Dumnezeu, și la 2 Timotei 3:16-17, Apostolul Pavel spune că ne-a fost lăsat nou cuvântul lui Dumnezeu ca învățătură, ca mustrare, ca înțelepciune, și la urmă spune: pentru ca noi, cei care am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, să putem face orice lucrare bună, orice lucru bun. De cunoștințele noastre a cuvântului lui Dumnezeu depinde care și ce fapte bune vom face noi aici pe pământ, în diferitele împrejurări care Dumnezeu ne pune pe noi, ca să ne desăvârșească, ca să ne pregătească, să ne coacă, și așa să fim gata ca să strângem un rod bogat pentru Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care a pregătit totul din timp pentru noi, ca să putem umbla împreună cu El și astfel
să aducem un rod bogat pentru împărăția sa. Amin. Doamne Tată care ești în ceruri, mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos care s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi, care ne-a lăsat un exemplu de urmat în faptele bune pe care le-ai pregătit Tu pentru El și pentru noi dinainte ca să umblăm în ele. Mulțumim pentru Duhul Tău care L-ai pus în noi, pentru roada Duhului, pentru darurile Duhului și pentru posibilitatea ca în trupul Tău să putem împlini nevoile unii altora. Te rugăm, Dumnezeule, să ne ierți ori de câte ori am căutat să plăcem oamenilor și nu Ție. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi ca zi de zi, clipă de clipă și în orice situație din viața noastră să trăim, dar nu noi, ci Tu, prin cuvântul Tău, să trăiești prin noi pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. La sfârșit, rugăm grupul ca să ne conducă într-o cântare și Dumnezeu să vă binecuvânteze.